Be calii de Crăciun pe 25 decembrie a 12-a 2010 a fost la Palatul Becali de la Victoriei, mai exact despre de pe șoseaua aviatorilor. Așa, în 2010. Și acolo a primit cadou de la domnul Gigi Becali o cruce de, să spunem așa, o cruce de biserică și o icoană și un tablou cu autoportret Gigi Becali. Palatul se numește Palatul Manu Cantacuzino. Este din anul 1900 și acolo a fost Bendeac în anul 2010 pe 25 decembrie, unde a primit o cruce de biserică și cadou de la o icoană și un tablou autoportret.